Bună tuturor, am revenit cu un nou video. Am făcut un Insta Story în care v-am întrebat dacă doriți un video cu 10 lucruri despre mine sau un video despre cum îmi aranjez eu părul. Iar majoritatea dintre voi ați decis că vreți să aflați 10 lucruri despre mine. Așa că să-i dăm drumul. Primul. Mă numesc Alina. Am un blog personal pe care l-am deschis în 2013. M-am gândit, având atâta timp liber, în vacanța de vară de la facultate, să fac ceva folositor cu timpul meu, dar și ceva ce să îmi facă plăcere. Așa mi-a venit ideea să-mi deschid blogul și să răspund acolo tuturor întrebărilor pe care le primeam în legătură cu felul în care mi-aranjez părul, ce produse cosmetice folosesc de beauty, cum mă îmbrac, de unde mi-au hainele și așa mai departe. Am avut aproape toate culorile în păr. Chiar astăzi m-am vopsit din nou. Și cred că știți cu toate deja că culoarea mea era un gri intens. Foarte deschis, însă nu mai am voie să îmi port părul gri la lucru. Am fost nevoită să îl vopsesc într-o culoare mult mai naturală și asta a ieșit. Știu că o să mă întrebați, așa că vă spun de pe acum, am folosit L'Oreal Casting Creme Gloss, nuanța 810. Bineînțeles că inițial l-am decolorat la rădăcini, iar abia apoi am pus nuanțatorul, pentru că este de fapt un nuanțator care se duce la 28 de spălări, după cum scrie pe cutie. Sunt din Deva, am venit în Cluj la facultate în anul 2010. Am terminat facultatea de științe economice și gestiunea afacerilor, specializarea statistică. Mă îmbrac de foarte multe ori de la outlet, dar și de la second hand. Obișnuiam, acum însă nu știu, ori nu le găsesc eu pe cele potrivite, ori nu mai sunt cum au fost acum, nu știu cât să zic, mulți ani. Acum 10 ani să zic așa. Port și haine pe care încă le mai am din liceu, din facultate și așa mai departe. Susțin sustenabilitatea în modă. Haideți să cumpărăm mai mult din outlet-uri, din SH-uri, de la prietenele noastre, de ce nu? Să facem schimb de haine și nu mai încurajăm cumpăratul ăsta excesiv de haine din mall. Lucrez ca și însoțitor de zbor. Deja am 2 luni la firma la care lucrez. Blogul și YouTube-ul îl fac ca și hobby, îmi place foarte mult, n-aș putea să renunț pentru nimic în lume. Nu îmi reprezintă sursă de venit, nu mă chinui ca să fac asta, o fac din plăcere și cred că se și vede. Sunt o mare gurmandă, mănânc foarte mult, prefer întotdeauna ceva sărat în detrimentul la ceva dulce. Însă de aproximativ o săptămână am început să îmi număr caloriile pentru că treceam deja măsura, începusem să mănânc foarte mult și după o vârstă, ca să zic așa, metabolismul nu mai îmi funcționează cum funcționa la 18 ani, spre exemplu, când mâncam foarte mult și nu se vedea deloc. Am încercat să fac sport, am făcut sport o perioadă destul de lungă de vreme, însă nu se vedeau rezultatele pe care mi le doream eu, datorită faptului că mâncam destul de mult. Și atunci singura alternativă ca să slăbesc puțin a rămas să-mi număr caloriile și să fac mai mult cardio. Așa că alergatul și numărarea caloriilor sunt în plan pentru mine, deși sunt o mare gurmandă și în loc să alerg, aș prefera să mănânc. Bine, cine nu ar prefera? Toată lumea crede că am 22-23 de ani. N-o să vă zic vârsta mea reală, deși poate mulți dintre voi o știți deja. Am 10 de conturi false pe Facebook.
singurul meu cont de Facebook este cu o singură poză de profil și 4-5 poze în uniforma de la lucru. Prima călătorie de când sunt angajată va fi cu părinții mei. Vreau să-i duc în Barcelona, vreau să-i scot din țară și vreau să nu știu, să le arăt lumea, vreau să-i duc în mai multe locuri. Abia aștept să văd reacția lor, abia aștept să o văd pe mama în avion când decolăm. O să fie frumos. Mi-am injectat 1 ml de acid hialuronic acum câteva luni la beautydoc.ro. Îl găsiți pe Instagram, așa. Numele lui este Dinu Dumitrașcu și sunt foarte mulțumită. Mă simt foarte bine cu felul în care arată buzele mele acum. Nu vă recomand să vă puneți mai mult de 1 ml în decurs de un an, decât dacă aveți niște buze foarte, foarte subțiri. Părerea mea este că ar trebui să avem o limită și să păstrăm aspectul cât mai natural posibil. Rețineți o chestie, acidul hialuronic este un acid care se găsește în mod normal, natural în corp și care se absorbe în decurs de câteva luni, un an, depinde de organismul fiecăruia. Trebuie să ne hidratăm foarte mult, nu îl confundați cu botoxul. Botoxul este total, total altceva. Am miopie mică, nu văd foarte bine la distanță, dar nu este ceva foarte grav. Folosesc lentile de contact de vedere de pe videt.ro de aproximativ 5 sau 6 ani de zile. Sunt foarte mulțumită de transport, de produse, de prețuri, raport preț-calitate și așa mai departe. Îi recomand cu căldură. Și apropo de miopie mică, pentru că nu am specificat, am minus 1 la ambii ochi. Am un motan de 2 ani de zile pe care îl cheamă Bruno. Sunt sigură că majoritatea dintre voi îl știți deja. Cei care nu îl știți, vă invit pe Instagramul meu, Alina Boda, și din când în când o să-l vedeți la Insta Stories cum se urcă pe ușă de pe patul din cameră, cum se ceartă el cu porumbeii, cum sare de pe masa din bucătărie pe frigider sau sare mie în spate și mă zgârie și așa mai departe. E un motan foarte energic, jucăuș, independent. Nu-i place să-i se spună ce să facă, ba chiar mă atacă dacă îl cert. Dar îl iubim foarte mult. Am făcut o mică pauză, timp în care m-am uitat pe Instagram la întrebările pe care voi mi le-ați adresat, iar Maria Cristina mă întreabă cum te-ai lansat în lumea virtuală și în modeling. Ei bine, am zis și mai devreme, când am povestit lucrurile despre mine, că mi-am început activitatea pe blog acum 5 ani, în vacanța de vară, din timpul facultății. Nu consider că m-am lansat. Am lucrat foarte mult fără să am vreun rezultat vizibil, în sensul în care la început nu prea te bagă nimeni în seamă. Trebuie să ai doar tu încredere în tine și să știi că poți. Să știi că o să reușești la un moment dat, însă trebuie să te lupți cumva cu frica asta de a nu reuși. Faptul că nu o să ai rezultate vizibile încă de la început, lumea nu o să te bagi în seamă și o să simți că tu postezi, doar tu vezi, doar tu citești și așa mai departe. Este un proces destul de greu la început. Însă nu renunța, dacă ai încredere în tine și încești zi de zi pentru asta, nu există să nu-ți iasă. Mai departe, Diana Croitor mă întreabă dacă îmi doresc la un moment dat să îmi opresc activitatea ca și stewardess aici la noi și să merg să continui mai departe la o companie aeriană mai mare, cum ar fi cele din Orient. Diana, nu îmi doresc să
să plec pe mai departe la o companie aeriană mai mare. Mă simt destul de bine la noi în țară, deși nu avem cea mai perfectă țară, ca să zic așa. Și o să rămân aici până când o să simt că va fi cazul să lucrez. Irina Boncu. Am crezut că mi-a trimis o întrebare legată de ceea ce filmăm noi acum, însă ea m-a întrebat: bună, cu ce aplicație îți faci pozele în chenarul ăsta? Ei bine, am primit zeci de întrebări pe tema asta. Aplicația se numește Unfold. Unfold este pentru Insta Stories și toată lumea o folosește la momentul de față. Ralu Baciu mă întreabă: cum de strălucește așa frumos tot timpul părul, deși îl decolorezi? Folosești ceva tratamente, uleiuri pentru strălucire? Bună, Ralu! Da, îl decolorez, însă folosesc un șampon de la L'Oreal, se numește Low Shampoo. Nu l-am acum lângă mine pentru că nu mă gândeam că o să vorbesc despre el, dar este un șampon care înmoaie foarte bine firul de păr, dar și curăță în același timp. Nu mai ai nevoie de un alt balsam pe lângă. Mi se pare genial. Chiar și aseară, după ce m-am decolorat, nu am folosit un balsam pentru că știam că o să-mi aplic astăzi vopseaua de păr. Am folosit un balsam care vine la pachet cu L'Oreal Casting Creme Gloss, care promite străluciri de revistă, nu știu, glossy, glossy, ceva. Și da, chiar pot să zic că mi-a făcut părul destul de shiny. Și mai am o chestie. Folosesc uleiul acesta de păr de la Garnier, se numește Ultra Du, ulei minunat sau ceva de genul, care are ulei de argan și de camelie. În continuare, Ina mă întreabă: îmi spui și mie, te rog, ce pudră de contur, bronzer și ce ruj ai aici? Îți stă foarte bine cu noua culoare. Mulțumesc, Irina. Irina se referă la lucrul pe care mi l-am făcut astăzi, bronzer de la Pharmacy, Terracotta îi spune. Mie îmi place foarte mult, e destul de închis, trebuie să ai grijă cât produs pui pe pensulă, însă îmi place efectul pe care îl are pe ten. Nu folosesc un ruj pe buze astăzi, folosesc un creion de la Pharmacy, nuanța 203. Cineva m-a întrebat cum îngrijesc dinții ca să arate albi și frumoși întotdeauna. Ei bine, folosesc benzile de albi dinții pe care cred că toată lumea le știe deja, de la albireadinților.com. Se numesc Crest White Strips, pe care le folosesc de aproximativ 7 ani de zile, să nu exagerez, dar cred că le folosesc de foarte, foarte, foarte multă vreme. Poate chiar mai mult de 7 ani de zile, însă nu am exagerat niciodată, nici cu benzile. Nu-mi place să exagerez cu nimic. Le folosesc cam o dată pe an și mi-este de ajuns. Dacă simt o anumită sensibilitate, întrerup tratamentul pentru o zi sau două și îl reiau apoi. Nu am fost niciodată obsedată sau am dinții mult prea albi sau pielea mult prea bronzată sau... Pentru mine, cât mai natural este, cât mai bine. Cele mai multe mesaje pe care le-am primit de la voi sunt legate de jobul meu actual. Foarte multe dintre voi mă întrebați de acest job și ce sfaturi v-aș putea eu da. Dacă mă gândesc în trecut, acum 4 ani, 4 ani jumate, cred, atunci când am fost pentru prima dată la un interviu, mi-amintesc cu melancolie de momentul acela. Atunci nu am fost acceptată, însă sfatul meu este, atunci când mergeți la un interviu, să mergeți sigure pe voi. O să vă gândiți că orice ar fi, nu contează, se merge mai departe și nu aveți decât de câștigat după primul interviu la care participați. Iar pentru cele care vreți să mergeți la o companie aeriană mare, unde să puteți călători foarte mult,
Vă recomand să faceți un curs de însoțitor de zbor, să vă dați toate examenele necesare pentru a vă lua licența de zbor, iar mai apoi să aplicați la toate companiile aeriene mari. Nu aș putea să vă recomand o companie aeriană pentru că nu le cunosc pe toate. Eu lucrez de 2 luni, îmi place foarte mult ceea ce fac, deși este greu, nu simt că sunt forțată să fac asta, adică felul în care se simt majoritatea oamenilor când merg la job, iar trebuie să merg. Eu nu mă simt așa, însă simt că mi-este greu. Mi-este greu să mă trezesc dimineața la 3:45, la 4 dimineața, dar asta este, trebuie să o faci. Este jobul tău, ți-ai ales asta și trebuie să mergi mai departe, cu zâmbetul pe buze. Știu că ați aștepta puțin mai multe detalii despre treaba asta, însă eu nu pot să vă dau detaliile pe care voi le așteptați, având semnat un contract de confidențialitate. Nu pot decât să vă spun părerea mea personală. Orice alt detaliu care implică interviul sau angajarea este pur confidențială. Vă mulțumesc tare mult că v-ați rupt din timpul vostru ca să vizualizați acest video cu lucruri despre mine. Sper că v-am răspuns la câteva curiozități pe care le-ați avut despre mine și sper să ne vedem cât mai repede cu un clip nou. De asemenea, aștept sugestiile voastre, să-mi spuneți ce anume vă doriți să vedeți în continuare pe canalul meu de YouTube. Până atunci, vă invit să dați subscribe. Vă pup!